Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. 0372069599, dacă e cineva pe recepție care a ajutat refugiați ucrainieni zilele acestea la granițe sau altfel, am vrea să vorbim, să ne spuneți ce ați găsit acolo, de ce faceți ce faceți și evident sunteți pe recepție pentru că ne-a sunat, vă ascultăm. Marius e deja în direct cu noi. Bună dimineața. Bună dimineața, Marius. Unde ai fost? Ce ai făcut? Ce s-a întâmplat? Ce ai văzut? Marius, hai, ridică-i tu calea. A, sper să nu avem problema asta. Marius, ești cu noi? A, nu cred că nu. Ia. Mi s-a mai întâmplat asta. Hai să vedem. Ioan, bună dimineața, ești în direct. Ioan. Bună dimineața. Merge. Bună dimineața, Ioan, te auzi. Ioan Gabriel, sunt unul dintre șoferii care au făcut curse de la Siret cu autocare. Da, e tragic. La noi, vama, este ok. Eu am avut ocazia, am fost nevoit să trec vama România și vama Ucraina și am ajuns chiar până la gardurile și la porțile cu vama ucraineană. Chiar am trecut și granița ucraineană și am ajuns acolo unde sunt gardurile, unde sunt ținuți oamenii. Da. Tragedia adevărată este acolo, sunt mii de oameni. Coloana este, cel puțin azi noapte, era de peste 10 km. Se intră foarte greu în vama ucraineană, efectiv nu prea îi lasă să intre în vama. Și e urât. Copiii mici se înghesuie, se împing. E foarte, foarte, foarte urât. Nu, una se dă la televizor, e altceva să fie acolo să vezi. E urât tare de tot. Când zici că nu îi lasă să intre în vamă dinspre Ucraina, adică? Dinspre, deci ei nici măcar nu pot intra în vama ucraineană. Uh-huh. Sunt puse niște garduri, niște porți mari. Am văzut niște scene de panică. Am văzut că niște militari ucraineni au tras în aer, da. Da, eram acolo, s-a tras lângă mine. Dar de ce s-a tras acolo? Ce s-a întâmplat dacă era acolo? Au încercat să forțeze porțile și gardurile, să-i escaladeze. Înțeleg că nu lasă bărbații să iasă. Nici femeile și copiii, îi trec foarte, foarte, foarte puțin. E un triaj, stau în vamă, practic, înainte să intre în țară și probabil că ei și-ar dori ca toate astea să se desfășoare mai repede. Efectele cumplite ale războiului. Mulțumim foarte frumos, Ioana. L-am văzut ieri la vama din vama Siret pe prietenul nostru de la Casa Șer, Bogdan Tănase. Bună dimineața, Bogdan! Bună, salut, Bogdan! Bună dimineața! Bună dimineața, băieții! Bună dimineața! Bună dimineața! Spune-ne, deci ai fost acolo? Ce ai făcut? Ce se întâmplă? N-am fost acolo, încă sunt aici. M-a început să ning aseară. Pe la 1:30 am plecat și noi, suntem aici pe baricade, încercăm să luăm cât mai mulți oameni care trec. Am organizat, e un haos total aici, toată lumea încearcă să facă ceva, am încercat să ne organizăm puțin și am reușit într-o mică măsură, să zic eu. Am centralizat fiecare unde merge, la ce pensiune, cu copii, fără copii și așa mai departe. Confirm ceea ce a spus domnul mai devreme, șoferul, se trece foarte greu din partea cealaltă. E o îmbuzeală mare. Avem o fată acum de 15 ani, am cazat-o la gura humorului, n-are acte, n-are nimic. Mama e în Belgia, a trecut așa, fără nimic, cu pături pe ea. Cu pături pe ea, incredibil, nu puteam să cred. Vorbește puțin românește, că din partea Cernăuțului. Bogdan, dar spune-mi, cum aflați și cum vă organizați cu resursele? Cum știți cine oferă locuri de cazare? Unde? Cum ajung oamenii acolo unde pot fi cazați? Cum strângeți mâncare, ajutoarele care sunt date imediat acolo? Asta vreau să remarc, o solidaritate cum n-am mai văzut. Eu de 8 ani ajut cu Casa Share, dar românii s-au unit așa de bine, este extraordinar. Eu, totul se face pe Casa Share. Suntem o comunitate mare, 300.000 de oameni și oamenii ne scriu prin mesaje private, ne sună și sunt zeci și zeci, zeci de oameni care vor să ajute, care vor să ia acești oameni în cazare. Și dacă ai avea nevoie acum, Bogdan, de sprijin, spune-ne de ce anume ai avea nevoie cel mai mult și cel mai mult, că ne ascultă niște sute de mii de oameni și poate cine știe reacționează și cum să ia legătura. Ne găsiți pe Casa Share, aveți toate informațiile acolo, numărul de telefon al meu este acolo, eu răspund. Pe Facebook. Zici Casa Share, e pe Facebook. Pe Facebook.
pe Facebook Casa Share sau pe Google, unde bateți, găsiți numărul meu de telefon acolo, încercăm să ajutăm cât mai mult. Vreau să fiu cât mai scurt, pentru că sunt mulți care vor să spună povestea. Da. Acum ucrainienii s-au organizat, aseară au început să trimită cu autocarele, îi grupează în autocare, trece autocarul ucrainian în partea noastră, se dau jos din autocarul lor și sunt preluați de noi acolo, îi așteptăm, se împart în diferite autocare, microbuze și așa mai departe. Dar sunt femei dezorientate, nu știu ce să facă. Cartelele sunt foarte bine venite, le dăm cartele, e cea mai mare bucurie că poate să vorbească. Cartele telefonice. Power bank-uri, nu au telefon. Disperat, cum sun, le dăm telefonul nostru să ia legătura cu cei dragi. Deci asta trebuie, alimente, să ducem la pensiuni. Pensiunile fac eforturi extraordinare să țină deschisă pensiunea, au câte 90 de oameni, numai să facă căldură la pensiune, îl costă foarte mult pe acel om. Noi încercăm să-l ajutăm. Eu personal, de la mine, de la fabrică, am dus tone de brichete să-i ajutăm pe oameni să țină pensiunea deschisă, pentru că nu au turiști, nu trăiesc din turism. Ei fac asta voluntar. Le ducem alimente, cei care ne ascultă, să le ducem alimente la acești... Sunt pensiuni cu 90 de oameni, cu 7 familii, cu... Deci, acum la Milăușeni sunt 300 de studenți, stăteau aseară cu păturile pe ei, sunt cazați acolo, trebuie să le ducem masă caldă neapărat. Sunt studenți veniți din India, au bursi acolo, sunt dezorientați. Mă mir cum de nu au ambasada aici, care să-i treia... Da, încercăm să facem cât mai multe. Mulțumesc. Nu mai țin mult la telefon, okay. Pentru că... Mulțumesc mult, Bogdan Tănase de la Casa Share. Intrați pe Facebook, căutați Casa Share, S-H-A-R-E, dacă nu știți cum. Și aveți încredere să-l ajutați, să ajute, pentru că am mai făcut-o și cu altă ocazie. Și... Hai să încercăm să mai luăm. Ovidiu, bună dimineața! Bună dimineața, Ovidiu! Bună dimineața! Bună dimineața, ascultăm! Sunt Ovidiu, sunt din Suceava, da. Și am cazat de vineri la mine acasă o familie compusă din o mamă cu un băiețel de 3 luni, părinții în vârstă de 55-60 de ani și sora ei în vârstă de 20 de ani, care a ajuns sâmbătă spre duminică noaptea la noi în casă. Cum a ajuns la tine? Ideea... Cum i-ai luat? S-a făcut o listă de așteptare la hotel la Mandache, în Suceava, și în momentul în care ei n-au mai făcut față vineri seara cu cazarea în hotel, au început să dea telefon în funcție de lista pe care aveau făcută, și așa am fost contactat, am mers, am luat familiile de acolo, de la el, din holul hotel. Acum ai această experiență directă, dacă ar fi să dai un sfat celor care ar vrea și ei să se alăture, să cazeze pe cineva, da, să ajute, ce îi sfătui din experiența ta? Să se înscrie pe liste. Și dacă ar fi să mai dau un sfat, ar fi să nu mai meargă oamenii cu alimente în vamă, pentru că ei nu au nevoie în momentul ăsta de alimente, ei au nevoie de un loc, de o noapte unde să stea, să-și pună gândurile în ordine, și cel mai mult au nevoie, pentru că am dat în cursul zilei de ieri o grămadă de telefoane la prieteni, au nevoie de asistență din punct de vedere juridic, să știe cum că ei au soți în Belgia sau în alte țări, să știe cum pot să ajungă acolo, cum pot să treacă granița. Mulțumesc foarte mult pentru intervenție și mulțumim pentru ceea ce faci. Am văzut-o și pe colega noastră, Emma Turcu, ieri, luând acasă, pur și simplu... Bună dimineața! Bună dimineața! Emma, mai avem fix un minut. Da, ai luat la tine acasă, sunt acum refugiați. Da. Am luat două familii, două femei care au venit cu trei copii, cu trei fete. A fost mai mult decât emoționant. Ele au venit foarte, foarte, foarte obosite, extenuate, după 24 de ore de drum de la Odessa și stat în vămi, foarte mult în vama lor, cu Republica Moldova și apoi între Republica Moldova și România. Acum sunt bine, s-au odihnit, le-am plimbat, le-am ospătat, le-am alinat suferința. De ce au nevoie? Primele lucruri de care au nevoie când vine? Nu au nevoie de nimic, pentru că noi le-am oferit tot ce au avut nevoie. Ele nu sunt niște femei care nu au nimic, sunt intelectuale, sunt profesoare. Acolo de unde vin, în Odessa, au plecat cu bani de acasă, cât au avut la ele pe carduri și bani cash, dar nu de asta au nevoie marea majoritate a celor cu care eu am vorbit, nu de bani.
au nevoie de asistență juridică, au nevoie de omenie și toți, absolut toți mi-au spus că așa omenie cum au găsit în România nu au găsit nicăieri. Mulțumesc foarte frumos, Emma Turcu, încă o dată. Toți, pentru un mesaj pentru toți cei care ar vrea să ajute în perioada asta. Cel mai bine ar fi să luați legătura cu o organizație neguvernamentală care știe ce trebuie făcut și înțelege de ce este nevoie. Mai bine decât să vă duceți direct acolo și să încurcați. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.